Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Culise. Trăim într-un secol unde simțim cu toții presiunea succesului. Dar nu doar noi, adulții, ci se pare că, nu de mult timp, și copiii. Trebuie să fii primul din clasă, trebuie să iei cele mai mari note, trebuie să intri la nu știu ce colegiu. Pentru a vorbi despre cum motivăm, dar și cum îi inspirăm pe copii să își atingă potențialul, discutăm în această seară alături de doamna psiholog Andreea Buhuș. Andreea, bine ai venit la noi în studio. Bine te-am găsit. O să fac un exercițiu confesiv să le împărtășesc telespectatorilor faptul că noi ne cunoaștem de mai bine de jumătate de deceniu. Și că băiețelul meu ți-a cerut în câteva rânduri sfatul. Iată de ce pot să te întreb cu încredere ceea ce urmează să o fac. Cu mare plăcere. Andreea, de ce vin părinții la tine cu cei mici pe zona aceasta de motivare? N-are niciun interes, n-are nicio ambiție. Cum facem? Aud des această întrebare din partea părinților, că și ei sunt la un moment dat copleșiți. Cum ai și spus în introducere, uneori nu este doar dorința părintelui, că dacă ar fi după el, la majoritatea părinților își doresc de la copii să fie fericiți. Cam asta, dar este o presiune atât de mare, încât nici părinții nu mai știu exact cum să abordeze, cât să abordeze o situație. Și de multe ori mă întreabă ce fac cu școala. Ce fac? Nu vrea să-și facă temele, la copii până în liceu. Nu vrea să-și țină ordine în cameră, după la adolescență ce mă fac, că nu mă ascultă și nu-mi povestește și parcă stă și-și pierde timpul. La facultate la fel, este de fapt, cum se spune, copii mici, probleme mici sau provocări mici, copii mari, provocări mari. Și atunci, chiar și eu mă întrebam la un moment dat, de ce devine din ce în ce mai greu, ca ce am observat cu trecerea timpului, parcă e destul de greu să-i motivez pe copii. Nu mai merge, de exemplu, dacă acum 5-6 ani în cabinet le spuneam, dacă îți faci temele, ne vom juca. Am mai încercat asta și nu e nimic, mă joc singur. Și gata, motivația. Și, de fapt, răspunsul e mult mai complex decât aș vrea eu să-l fac să pară. Pentru că cei mici, copiii au motivație intrinsecă. Totul pentru a fi eu fericit. Nu există să fie un copil să n-am motivație să mă joc. Nici pe departe să am motivație să mănânc o ciocolată dacă îmi place. Dar, de fapt, diferența între copii și adulți, adultul mai are și motivație exterioară, mai este și extrinsecă, în care trebuie. Am nevoie să țin emisiunea, am nevoie să fiu punctual, necesit aceste lucruri, tot pentru o motivație interioară la un moment dat. Și la copii, de multe ori, le spun părinților, de fapt, că modul prin care să poți să-i înțelegi e să cobori asupra lor. Să te duci exact, de ce nu vrei să faci un lucru? Explică mai întâi că uneori părinții sunt atât de frustrați și obosiți și stresați și cu atâta presiune, încât nici nu mai stau să întrebe, de ce nu vrei să-ți faci temele? Pentru că am avut, de exemplu, chiar astăzi am discutat cu o bunică de această dată, care a fost la terapie cu nepotul acum ceva timp și nu mai voia să-și facă temele. Pur și simplu nu mai voia deloc, deloc, deloc. Un copil de clasa a 5-a pe atunci și îmi spunea că nu-și mai face temele, dar deloc începe să plângă, nu vrea să participe la ore și, atenție, un copil care a fost numai cu FB în 04. Și la prima ședință și aștepta să-l întreb tot felul de lucruri și zic, mai și ce îți place să te joci? Și aștepta să te așa, simțeam deja că urmează să pufnească, să răbufnească. Și la un moment dat spune, hai, dar când mă întreb despre teme odată, că nu mai am răbdare. Și te-am întrebat eu despre asta, dacă tu ai adus vorba, care e faza cu temele? Și, atenție, am spus și care e faza. Ce să avea să vorbesc eu ca un profesor? Ce te determină să nu-ți faci temele? Deja era shutdown pentru el, deci nu mă mai băga în seamă. Și îmi spune, m-am săturat să iau note mici. Dacă îmi fac temele, iau notă mică. Dacă nu îmi fac, iau notă mică. De ce să le mai fac? Oricum voi lua o notă mică. Și, de fapt, în spatele acestui comportament era motivația. Era sătul să aibă eșec după eșec. După care am chemat părinții să văd ce se întâmplă. Și, de fapt, și părinții erau, nici ei nu mai știau cum să-i însufle motivația, pentru că și ei erau obosiți, nu mai aveau răbdare, munceau foarte mult, bineînțeles, în mare parte tot pentru copii. Și atunci am mers, de fapt, un copil motivat are în spate un părinte motivat. Un părinte care insuflă. Chiar dacă pe termen scurt nu pare. O mamă care citește va avea un copil care citește.
o mamă care se luptă zi de zi și nu se lasă va avea un copil care la rândul lui se va lupta pe palierul lui cât poate. Ce facem cu copiii care au modele diferite în mamă și în tată? Copiii care vin din familii monoparentale, care au două tipuri de exemple. Și mai ales dacă sunt diferite, deja un caz fericit ar fi să meargă pe aceeași lungime de undă și atunci totul este miere. Dar se întâmplă uneori să fie nu știu, unul din părinți care să nu fie interesat de școală, poate. Sau o mamă care ar vrea ca băiatul să facă, știu eu, karate, iar tatăl vrea să facă pian. Pe cine asculți? Greu. Pentru că dacă fugim după două obiective total diferite, dacă eu vreau să fiu și la mare și la munte în același timp, va fi cam greu. De asta spun că în spatele unui copil motivat este un părinte motivat. Și atunci, de obicei, ajung la o negociere. Căci ambii părinți, clar, de vreme ce au opțiuni pentru copil, își doresc să trăiască o viață bună. Și atunci întrebăm copilul. Tu ce ți-ai dori în realitate? Căci poți să fii un pianist sub orice critică, și să aduci, nu știu, un karate, premii mari și invers. Și negocierea va fi prin copil, pentru că de multe ori este, când există familii monoparentale, este o luptă de fapt între părinți. Iar la adulți, că fiecare are o viziune proprie, sunt dureri, poate sunt anumite răni care se întâlnesc la mijloc, plus că noi mai avem și ideea aceasta de a ne împlini prin altcineva la un moment dat. Dacă eu nu am avut, măcar el să aibă, el copilul. Și la fel poate gândește și mama și tatăl și atunci e nevoie de negociere dacă se poate, dar asta e mult din cărți. De multe ori am întâlnit și situația în care nu se poate o negociere. Și dar atunci ce facem cu recompensele? Dacă ești în primii trei din clasă, îți iau un telefon pe care oricum tu nu o să-l folosești decât pentru jocuri, dar o să mă coste luna de pe cer, dar mă asigur că așa copilul meu va fi motivat să fie în top 3. Bună întrebare asta cu recompensele. Noi toți trăim după sistemul recompensă-pedeapsă, chiar dacă ne place să credem altceva. Dar, de obicei, extremele, ca și la adulți. Dacă eu nu sunt recompensată să merg la cabinet, dacă nu merg cazurile, dacă nu am reușit, nu voi vrea să merg acolo. De ce să mă duc undeva unde să mă chinui? Dar dacă văd că sunt apreciată, că aduc plus valoare vieții mele și celorlalți, altfel voi merge și voi investi în mine. Iar la copii este același lucru. Dar cu o mică precizare, mărimea recompensei și distanța, adică, în primul rând, abordarea cu dacă ești al treilea din clasă, deja l-ai pus în eșec. Când arată că dacă ești bun, doar dacă îi depășești pe primii doi și ești valoros. Dar să spunem că un copil are probleme la matematică. Nu. Nivelul este de 5. Și ca părinte vrei un pic să-i dai șansa să muncească, să evolueze. Atunci, uite, cât crezi că ai putea să iei? Ce notă ai putea să iei? Păi, uite, eu cred că aș putea maximum așa să iau un 7. De la 5 la 7 este totuși o evoluție. Și bun, dar de ce nu o faci? Că nu-mi place matematica. Nu-mi place și atât. Aici, săracul părinte, de multe ori spune că trebuie. Pentru ce? Copilul gândește pe termen scurt. Pentru el trebuie al meu, nu este cu același cu al lui. Eu văd peste 10 ani, dar pentru el până peste 10 ani va fi atât de bătrân ca marea. Și atunci, ok, pe termen scurt, o negociere. Ce ai avea nevoie ca tu să fii determinat să faci asta? Telefonul. Vreau telefonul ultima apariție. Păi, dacă eu cedez și ofer acel telefon, atunci, pentru o medie bună, ce va face? Trebuie să-i dau o casă și iar, pe termen lung, iar nu-i va fi de folos acest lucru, că va căuta să fie motivat în exces. Și atunci negociăm la altceva. Uite, tu ca să ai dreptul să te poți juca cât vrei, trebuie să cumva să-l câștigi, să-ți faci și celelalte datorii. Atunci, dacă iei 7, te poți juca o oră în plus sau poți, mai fac asta cu părinții și cu copiii, cumva un grafic al punctajelor, al reușitelor. Și facem un punctaj la 100 de puncte sau la 1000 de puncte, atunci va primi un anumit telefon și ei pot câștiga bănuți, cum câștigăm și noi mergând la serviciu. Pentru fiecare notă bună, poți primi o sumă de cât își permite și familia. Și atunci se face ceea ce se numește în psihologie a crește motivația interioară, a avea, de fapt, a fi motivat înseamnă, în primul rând, a avea răbdare să-ți îndeplinești un obiectiv.
Și aici, ca paranteză, este un experiment făcut cu mulți ani în urmă, experimentul bezelelor, în care un psiholog a chemat copii de 4-5 ani și le-a pus bezele pe masă și le-a spus: puteți mânca una chiar acum, dar veți rămâne doar la una, sau dacă aștepți un timp până când mă întorc eu din nou în această încăpere, vei primi două bezele. Bineînțeles, unii copii au ales varianta scurtă și imediată de satisfacție, alții au așteptat încă până să apară examinatorul și să primească cele două bezele. Dar experimentul nu s-a terminat aici. Peste câțiva ani, i-a chemat din nou pe foștii copii și actuali adulți și a descoperit faptul că acei copii care și-au așteptat cele două bezele au reușit să-și amâne dorința și plăcerea și poate pofta la un moment dat, căci aveau 4-5 ani, erau mult mai bine ca și stare emoțională ca adulți, cu standardele de reușită mult mai mari și cu o satisfacție a vieții crescute, căci atunci când poți să-ți amâni o dorință, poți și câștigul să-l faci mai mare, să aștepți să trebuie să termini o carte, să aștepți să iei o notă mare. Și de fapt, aici ar defini de părinte. Dacă îl motivezi dându-i un telefon atât de scump, indiferent că îți permiți sau nu, nici nu are legătură cu acest lucru, el va învăța că ieri trebuie să primească un lucru pentru a face ceva astăzi și va fi de fapt mai demotivat și mai stresat în comparație cu ceilalți. Tocmai ai rostit un cuvânt pe care mi l-ai adus așa la fileu. Comparația. Cu tărescul care are condiții mult mai proaste de viață, părinții sunt așa și pe dincolo, și tu care ai de toate, de ce tu nu poți și el sau ea poate? Aici, în primul rând, este frustrarea unui adult. Căci sunt sigură că nu-ți vine să-l compare așa pe al tău copil cu altul, căci automat te compari și ca părinte fără să vrei, dar nu-i spui în față. Și o frustrare atât de mare, căci și ca părinte, de multe ori nu ne pregătește nimeni ca să fim, nu știu, buni mentori. Ne trezim într-o situație și încercăm să facem ceea ce este mai bine. De asta spun că un părinte echilibrat și care echilibrat în sensul în care face tot ceea ce poate el să fie fericit și împlinit cu el, nu va pune presiune pe copil. Dar să spunem că ajungem și chiar ajungem în cazul în care apar comparațiile. Copilul va avea o stimă de sine foarte scăzută, dar implicit și adultul. Căci dacă eu îmi compar copilul, care este rodul investiții mele emoționale și a muncii mele și a geneticului meu, înseamnă că mă compar și pe mine și în loc să-i spun, bun, mă simt frustrată că nu reușesc să te motivez, să-ți atingi un nivel bun de performanță și optim, atunci dau vina pe tine că nu ești tu valoros și de ce altul poate. Și de fapt nu-l învăț decât că toți ceilalți sunt mult mai buni decât el și el niciodată nu va fi de ajuns, iar ca adult, cum și mulți dintre noi simțim asta, că suntem rodul genului acesta de educație, ajungem că indiferent cât de sus am putut să dobândesc, nu știu, să ajung, îi voi fi mereu nemulțumită. Nu va ajunge nici o sumă de bani, nici numărul de țări văzute, nici numărul de kilograme, absolut nimic, pentru că există mereu și mai sus. Una să-i spui, da, tu poți face orice. Orice, ești capabil să mergi până în pânzele albe și eu sunt acolo să te susțin. Iar dacă nu o faci, eu sunt acolo ca totuși să te propulsez, să te împing și alta este, tu de ce nu faci? În momentul în care îi întreba de ce nu ești în stare ca celălalt, automat el niciodată nu va fi ca celălalt și motivația va scădea considerabil. În momentul în care totuși noi ca părinți, tributari fiind stresului zilnic, avem răbufnie de acest gen, în care ajungem, of, exact asta mai lipsea la finalul zilei, să vin acasă și să văd că tu ai luat 5 la română. Nu ești deloc recunoscător pentru toate lucrurile pe care ți le oferi, pleacă în camera ta, ești pedepsit. Repetăm lucrul acesta. După care ne întâlnim cu cineva ca Andreea Buhuș care ne spune, genul acesta de comportament va duce la o stimă foarte scăzută pentru copilul tău, adolescent fiind, să spunem. Cum reparăm răul făcut? Iar, de fapt, prin a recunoaște. Dacă eu îți cer iertare, căci te-am călcat pe picior fără să vreau, vei avea șansa măcar să mă ierți. Dacă eu îți spun, ai stat în calea mea, ce căutai acolo? Ești împiedicată. Păi automat n-ai să mai vrei să ai de face cu mine, că nu, clar nu este o conexiune. Și atunci, în a recunoaște că am greșit, de multe ori când îmi vin copii în terapie, de obicei împart ședințe separate cu părinții sau cu unul din părinți, depinde cine dorește să se implice, ideal ar fi ambii, ședințe separate cu copilul și abia
alte ședințe în care mergem împreună, dar cel mai des mă văd cu părintele, de fapt. Pentru că și el are, așa cum ai spus, diferite provocări și simte, are mult mai multe roluri de părinte, angajat, prieten, soț, soție, soră, tot, fiică, fiu. Și atunci, ok, 5 ani de zile am tot am spus acest lucru. În orice moment, și la 50 de ani, dacă vine părintele și îți spune, iartă-mă, nu am știut altfel, am greșit, atunci vei coborâ de pe un piedestal în care ești un zeu, de fapt, și nu ești un părinte și îi arăți că și tu greșești, dar vrei să repari. Nu ascunzi tot gunoiul undeva după un fotoliu vechi. Spui, uite, nu știu altfel cum să te motivez sau sunt atât de obosită sau obosită încât nu am cuvintele la mine. Mă simt atât de frustrat că tu nu ești la capacitatea ta și că nu ești îndeajuns de motivat încât uneori nu știu, uite, spune-mi tu ce aș putea să fac. Am avut odată un copil care pur și simplu spunea nu la toate, o adolescentă. Perioadă grea, mulți hormoni, nu. Vrei să mai faci terapie? Nu. Și de ce ai venit? Nu știu. Atunci am zis că ok, o chemăm pe mama. A făcut ochii mari și am zis că bun. De vreme ce tu nu știi și mi se pare cinstit că n-ai venit singur și am vorbit cu mama, am întrebat-o ce își dorește la această terapie și mama la un moment dat, păi să fie ok copilul ăsta, că îi dăm de toate și nu face nimic. Săraca răbufnit adolescenta, nimic nu fac. Dar când a fost ultima oară când m-ați întrebat cum mă simt? De fapt, adolescenta suferea din dragoste și nu mai era interesată atunci de matematică, de română. Și am discutat cu ea, deci absolut n-am adus în discuție deloc temele, am discutat cu ea doar despre suferința pe care avea, separat cu părinții despre cum să o abordeze, căci fiind o altă generație nici nu mai știau ce să-i spună. Ei n-aveau telefoane pe atunci, tablete și tot felul de site-uri de socializare. Iar cred că după câteva ședințe, nu numai că fetița mi-a spus, când fetița, în fine, adolescenta, că e mai bine, părinții l-am dat, spunea că wow, nici nu ne-am dat seama că de fapt noi aveam nevoie de terapie, noi eram încărcați și nu mai știam cum să procedăm și fără să vrem, la un moment dat ne revărsam nervii pe omul cel mai drag. Cum diferă motivarea unui copil versus motivarea unui preadolescent și adolescent? Pentru că, iată, deja există teorii care spun că la 11 ani deja sunt preadolescenți, din cauza hormonilor, din mâncare și așa mai... Parte copilăria lor se scurtează considerabil. Așa este. În primul rând, depinde de la caz la caz. Acum discutăm despre niște lucruri generale. Dar la copii, motivația este necesară să fie pe termen scurt. Încă nu rezistă, cel puțin cam până la 10 ani, la unii chiar 11, nu rezistă să-mi spui, da, dacă vei lua note mari, pe timpul verii te duce mama sau te duce tata în vacanță. Ei, până la vară mai sunt atâtea luni, dar de ce să nu fie mie bine acum? Copiii trăiesc foarte frumos în prezent, ceea ce este minunat. Doar că au nevoie să le se însufle ideea de obiectiv pe termen lung. Și atunci, în partea acel obiectiv, obiectivul meu este să aibă note mari, de exemplu. Și atunci, cum te vei simți dacă vei lua, nu știu, premiul întâi. Mă voi simți bine, dacă nu se simte bine, cred că ai merita să iei premiul întâi la cât de esteți ești. Dar ce crezi că, ce obstacole crezi că vei întâlni, fiind foarte mic, deci discutând îndeaproape. Și mă spune că va fi greu să plictisește, nu se joacă. Nu, ce pot face eu ca să-ți fie mai ușoară această muncă, acest drum? Și te-ar ajuta dacă, nu știu, ai primi în fiecare zi câte un punct, o față veselă, până adunăm 100 de fețe vesele și luăm un joc nou, sau un simplu bravo, sunt mândră de tine. Căci de multe ori copilul vine cu bine și părintele, iar, eșec total. A venit cu bine, ce mă fac, am fost la cafea cu o altă colegă de-a mea și copilul ei a luat foarte bine și eventual în aceeași clasă și s-a prăbușit și pământul cu tot cu mine, cu tot, că eu ca mamă sunt invalidată. Și atunci, bun, în loc să spun de ce n-ai luat foarte bine, felicitări. Ți-ai dat chiar toată silința să iei un bine. Tu ești mulțumit și dacă spune, da, ne oprim. Ne oprim și după câteva zile, noi invalidăm experiența, după câteva zile, bun, uite, ce ai putea să faci să fie și mai bine, că acum ai crescut. Deja de la bine la foarte bine, e doar un pas.
și validez de fapt experiența. În preadolescentă se schimbă lucrurile. Pentru că ai spus ceva, că trebuie să ne oprim, să știi că același lucru mi l-au spus și colegii în casă, că revenim după foarte, foarte puțin timp, după această mică, mică pauză de publicitate.